teză este consfințită în actul, în schimbul din note diplomatice.
Prima, anul 1936, din nou Titulescu cu Litvinov se întâlnesc, discută un proiect de tratat de asistență mutuală, deci reciprocă, și acolo râul Nistru, ca frontieră între Uniunea Sovietică și România, este menționat de 4 ori. Așa că eu consider că la un moment dat Uniunea Sovietică, când mai ales era Litvinov, ministrul de externe, a recunoscut România întregit și a recunoscut că Basarabia este 4 componente a României. Dar lucrurile au evoluat în Europa. Hitler cu pretenții față de alte state, pretenții revizioniste, asta i-a încurajat și sovietici și Litvinov, sub motiv că soția sa era căsătorit cu englezoane, el fiind evreu. Și asta nu plăcea lui Hitler și, sub diferite motive, este înlocuit cu Molotov. Molotov, un foarte dur, care încet, încet s-au apropiat, Uniunea Sovietică de Germania. Și, după cum știe toată lumea, a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov, prin care cele două putere în timp au împărțit frumos Europa de Est între ele. Și la punctul 3 protocolul adițional secret era vorba și de Basarabia. Asta a însemnat lumină verde pentru cel de-al doilea război mondial. Pentru că la 1 septembrie începe război, începe campania Germaniei împotriva Comunii, iar la 17 septembrie, același an, Uniunea Sovietică de asemenea a atacat Polonia și a cucerit voievodatele de Est ale acestei țări. Sub motiv că noi luăm sub ocrotirea noastră frații noștri de sânge, așa o spun. Deci, sovieticii nu au avut pretenții față de Polonia și ca teritorii, prin tratatul de la Riga, din 1921. Și atunci au inventat frață de sânge, belorușii ucraineni, ca să iei să apere viața și averea lor. În orice caz, Uniunea Sovietică s-a implicat în cel de-al doilea război mondial și au fost câteva victime, nu foarte multe, din partea Armatei Roșii, în situația în care polonezii consideră victimilor jertfe sau victime ale războiului mondial, aceeași măsură trebuie să ne atârnăm și față de victimele armatei noastre. Ele toți sunt victimele celui de-al doilea război mondial. Eu spun lucrul ăsta pentru că în ziua de astăzi istoriografia rusă nu recunoaște evenimente din 39 până în 41. Este unul Nikonov, care este nepotul lui Molotov, și are el acolo mai mult, când a început războiul mondial, din punctul lor de vedere, dar Nikonov nu-i oricare, el este membru al Dumnezeu de Stat și este în Comitetul pentru Știință și Educație. Adică este un foarte important, este un funcționar foarte înalt. Pentru dânsii, războiul mondial a început la 22 iunie 1941. Iată când a început războiul mondial. Ce-a fost toată atunci, a fost nimic. Nu a fost războiul cu Finlanda, unde au pierdut aproape 93.000 de morți, numai din armata sovietică, armata roșie. Nu au fost aceste cuceriri care vorbim, de care vorbim. Acum, în ceea ce ne privește pe noi. Franța a capitulat pe data de 22 iulie. Și au fost 4 zile de negocieri foarte interse între Kremlin și între Moscova și Berlin. În ce sens? În sensul că în protocolul adițional secret s-a vorbit doar de Basarabia. Dar staliniștii au vrut să iei Bucovina, în ansamblu, toată Bucovina, ca până la câmpul lui Moldovenesc, cu Suceava și așa mai departe. Asta l-a înfuriat pe Hitler. Au zis, băi, ne-am înțeles cu Stalin să dăm răsăcea, dăm la Basarabia, de unde apare și Bucovina? Și atunci ei au cercetat, au studiat harta geografică a acestei regiuni și au constatat că sunt niște trecători care ar fi favorizat armata rușii să treacă mai ușor în Europa Occidentală. Și i-au zis nu. Și ăștia au insistat. Deci 4 zile de negocieri, în sfârșit, hitleriștii au zis nordul Bucovinii și atât. După ce aceste tratative s-au încheiat, iată că pe data de 26 iunie a fost înaintată prima notă ultimativă, în care guvernul sovietic cerea Basarabia, iar nordul Bucovinii, ca compensație pentru cei 22 de ani de exportare a Basarabiei de către guvernul României. După asta urmează altă notă ultimativă. Și aici, sigur, doar câteva cuvinte despre Carol Laborde. Eu am vrut pentru întâlnirea asta, Alexandru, să vin
cu linia Carol al II-lea. Pentru că atunci așa era arta militară, era linia Maginot, francezul construit așa o linie din teritori, în ideea că Hitler să nemții să nu treacă această linie. Finlandezii au construit linia Mannerheim, toată de același loc, și aici Finistru. Deci românii au construit o linie Carol al II-lea și urmele acestei linii se văd foarte bine la Varnița. Cine din dumneavoastră să meargă la Varnița, nu ajungi la punctul să separatiți, dar ei la stânga aici, așa, un drum. Și mi-a dat pe partea dreaptă se vede niște ruine așa din beton. Apoi asta era una din întăriturile linii Carol al II-lea. Iată aici e mare întrebare. Noi istorici, nu știu, eu de exemplu, nu știu ce a însemnat, câți bani s-au cheltuit, unde s-au furat banii și ei, ce a însemnat linia asta. Dar în orice caz, România s-a pregătit și ea de ripostă față de Armata Roșie. Au avut loc două ședințe a Consiliului de Corană. La acest Consiliu de Corană, care, fiți atenți, era Consiliu consultativ, decizia lui Carol al II-lea, regele Carol al II-lea, nu Consiliu de Corană. Și la acest Consiliu de Corană, la prima ședință, 13 au fost pentru opunerea rezistenței, 13 membri, 12 pentru acceptarea motivului ultimative și, îmi pare, cu abținere. Iar la a doua ședință, deja după ce a fost prelucrată lumea, doar 6 persoane s-au opus acestei cerințe a URSS, acestui dictat al Uniunii Sovietice, între care Ștefan Ciobanu, academicianul Ștefan Ciobanu, Nicolae Iorga și încă 4 persoane. Deci cel care poartă responsabilitate pentru cedarea Basarabiei a fost regele Carol al II-lea. În 1943 el scrie în notele sale că dacă s-ar întoarce timpul, el ar fi opus rezistența aici la Nistru. Dar de acum aceste regrete erau prea tardive, nu se mai putea întoarce roata vreme. În 28 iunie, trupele sovietice trec Nistru, pe la Soroca, pe la Tighina, cetatea albă, înaintează repede până la Prut și după, deci militari, în primul rând, au ocupat Basarabia. După asta, trupele de NKVD, asta e poliția internă, Narodnyi Comisariat Vnutornyih Del, adică Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne. Și băieții ăștia care au venit de la interne, ei au fost foarte, ei au trecut prin anul 37-38, în Marea Teroare. Acești oameni nu aveau niciun fel de sentiment așa de solidaritate sau niște milă față de care nu, ăștia erau foarte duri și îndeplineau exact ceea ce li s-a cerut de către regimul stalinist. Pentru noi a început vânătoarea de oameni, în sensul direct al cuvântului. În primul rând au fost vizați membrii Sfatului Țării, care au mai rămas aici. Pe urmă, liderii locale a partidelor politice, asta toți, pentru că excepția Partidului Comunist, dar deci erau mai puțin și imediat au fost. Soarta lor tot este destul de tragică. Comuniștii români, naivi, care credeau că acolo era aici român. După asta a început formarea unei liste de persoane care în aprilie 1941 această listă va fi aprobată de către conducerea de la Moscova. Aici vine unul Vogliță, care era vicecomisar al poporului pentru afaceri interne, lui Berie, era vicerul lui Berie. Și el, după ce a făcut verificarea acestor liste, liste în care au intrat foști ofițeri ai mari țariste și alți gardiști care s-au refugiat aici în Basarabia și au fost prinși. Au fost cazuri când ofițeri români nu s-au putut retrage și au fost prinși și ei. Au fost cazuri când alte intelectuali, preoți foarte mulți și așa mai departe. Și cel mai dureros pentru noi, pentru basarabeni, asta au fost incluși în liste 652 de primari din localitățile noastre. Primarii de atunci erau niște oameni foarte erudiți, erau buni gospodari, pentru că gospodăriile lor erau modele pentru ceilalți sădeni. Mulți dintre ei știau câteva limbi, erau veterani de război, a primului război mondial, făcuse studii la
în Franța, în Germania, deci venise cu studii și erau... Eu ceea ce vă spun, am acoperire, că am cercetat toate listele astea. Deci ei erau oameni autorii, era elita satelor, este adevărat. Avem un articol scris așa, nimicire elitii satelor în 41, absolut corect. Erau modeli, erau oameni cu autoritate și iată, acești oameni au fost îmbarcați în vagoane, dedus vite, toată lumea știe că vagoane de vite, dar la Strășeni aici au puțin întârziat trenul și vagoanele astea de vite au venit necurățite. Și când le-au deschis ușile și soldații chiar au acolo, au rămas uimiți. Și atunci le-a dat voie la oameni să ce mai evoluie acolo să rănească mizeria din vagoane și așa eu îmbrâncit în vagoane și a pus în căldură ca să încăldurească de afară atunci, tot așa de tot. Desigur că a fost o mare tragedie pentru noi și specificul primului val de deportare constă în faptul că bărbații, după ce au trecut la Răzdene și la Tiraspol, bărbații au fost scoși din vagoane. Și mutați în alte vagoane, femeile au început a plânge, a striga, copiii. Și atunci s-a aplicat una din multele minciuni spuse de autoritățile sovietice. Kersnovski scrie cu o minciună genială, pentru că militarii sovietici au spus că noi am luat bărbații, că ei să meargă înainte să vă construiască o casă să aveți voi unde trage acolo. Și atunci femeile nu numai că s-au liniștit, dar chiar au început să aștepte, să, cât mai repede să ajungă la bărbații lor. Dar în realitate, bărbații au fost duși. Acum orașul se numește Ecaterinburg, atunci se numește Sverdlovsk și acolo au făcut așa un fel de triere a lor care erau deportați deci prin Basarabia, o parte acolo au murit și sunt îngropați într-o mare groapă comună la vreo 17 km de oraș, iar restul care au supraviețuit i-au dus la 580 km de la Ecaterinburg la nord, într-o rețea de lagăre, Ivde, cu cercul la Ivde. Și iată acolo, bărbații noștri, în iarna de la 41-42, aproape toți au murit, cu rare excepții. Avem un singur dosar aici pentru Cimiștie, un singur caz din Raionul Cimiștie care a supraviețuit la Ivde. Restul toți au murit. Așa că acest val de deportare, și iată că s-au împlinit 80 de ani de la acest prim val de deportare, a fost pentru noi cel mai dureros, cel mai dramatic. Și așa de altul a fost. Dar de-am fost cazuri când lumea a doua oară a fost deportată, de-am știu eu cam care e situația, din gură în gură s-o vorbim. Și așa că cele au fost lucruri de groază. Știți, în valul 2 se alcăteau liste la Consiliul Sătești. Lumea știe că se pregătesc liste de deportare. Ce nu s-a știut nici în primul val, nici în al doilea, nici al treilea, nu s-a știut ziua când vor fi deportați. Asta era un mare secret și chiar dacă s-au mai strecurat niște vorbi, nu s-au mai reușit să evite tragedia. Încă cu câteva cuvinte și închei, care se spune domnul Negrei, s-o privit, noi l-am așteptat pe colegul Șeșeanu, care a scris despre asta, Raptul Basarabia, în monografie. Eu vreau să spun o lucru. Sovieticii, când au venit aici, au aplicat o politică de uniformizare a societății cu ceea ce era dincolo din Istru. Deci, ei au aplicat principiul social și ideologic, nu național. De bine și interesant, exploatatorii omului de câte om, adică în cazul satelor numiți încheapuri, iar în cazul orașelor, comercianți care aveau o iarnă sau care aveau un atelier, aveau o mică proprietate, așa, și dacă aveau doi lucrători, pe care îi plătea și pe care așa, oricum era considerat că îi exploatează munca omului de către om. Și aici, o mare tragedie și pentru comunitatea evreilor de aici, din Basarabia. Cei mai înstăriți evrei au reușit să fugă, cei mai bogați să fugă la Suceava și la Galați, și au rămas pătura asta care era înstărită, dar pătura medie de evrei. Și iată, aceștia au intrat în lista pentru deportare și asta se confirmă în carte memorie, avem acolo, vă rog să vă uitați, 4 volume acolo sunt și din Chișinău, sunt de localitățile de la nord și cea mai departe și ei au împărtășit aceeași soarte ca și ceilalți băsarători. Deci ei au murit la Ivdel
Și este un istoric evreu care scrie că pentru evrei din Basarabia, Ivdeul este al doilea Auschwitz, sau este Auschwitz-ul pentru cei din Basarabia. Ei, greu, asta e un subiect așa care pe mulți deranjează, nu sunt de acord, aici am multe lucruri, dar noi ne facem datorie și spunem adevărul. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și domnul Ivdeul dumneavoastră, Alexandru, cu pomniști. Da. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul profesor. Vorba între aceea că vreau să continuu. Mai țin de toate, vreau să vă anunț că am început, am publicat o serie de documente de arhivă, ceea ce nu prea e de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră despre evrei, de aceea că documentele de arhivă spun altceva. Se numește articolul Cum a găsit administrația română Basarabia după un an de ocupație sovietică. Documentele de arhivă vorbesc despre faptul că nu numai faptul că evrei, o parte din evrei au organizat toate atrocitățile anului 1940 după 28 iunie, dar și înainte, când au întâlnit cu plinișsare și cu bucurie excepțională pe așa numiții eliberatori rus la toate, în ceea ce e legat de documentele de arhivă, sunt indicate un număr foarte mare de crime făcute. Vă dau un singur exemplu. În primul rând, autoritățile sovietice nu au respectat notele proprii pe care le-au dat. Și termenul de retragere a armatei române și a instituțiilor statului român a fost încălcat în picioare. Au pornit mult mai înainte decât era stabilit în noda notele respective. Au fost omorâți, bagiocoriți un număr mare de polițieri, de soldați. Același lucru au făcut o parte din evrei și documentele de arhivă vorbesc acest lucru. Eu nu am inventat nimic, ridicați documente din Arhiva Națională, fondurile respective și o să vă împoziți de atrocitățile care au fost făcute, anume de evrei, ruși și alți neromâni. Nu regret, asta este, asta a fost. Eu nu neglijez și nu merg faptul care l-a menționat un profesor Anatol Petrenko, fiindcă au avut de suferit, prin toate acestea au avut de suferit și o bună parte de evrei. Atunci când studiam documentele de arhivă legate de deportările staliniste și din 41 și din 49 și din 53 și din 56, am găsit un număr mare de documente despre faptul că au fost deportați de familie de evrei. Am avut rădarea și am numărat chiar mai mult de 4.000 de evrei au fost deportați numai în perioada anului 48-49. Și lucrarea care, aș zice eu chiar excepțională, lucrarea care au făcut-o angajații Muzeului Național de Istorie, cele 4 volume, Cartea Memoriei, acolo sunt indicații și numele și de unde au fost deportați și pentru ce. Fiindcă, imediat după 1940-41, deci lovitura a fost dată pe pământ din punct de vedere politic. Deci erau, cum a spus domnul profesor, membri Sfatului Țării, diferiți funcționari care au lucrat în aparatele în diferite primării sau în diferite alte nivele. Deci era de ajuns ca să fii fost funcționar de stat, indiferent la cine era, nu știu, sat, județ și mai departe. Toate acestea, deci toate au fost. Plus la asta, au avut de suferit fețele bisericești. A fost o lovitură împotriva bisericii ortodoxe.
inclusiv și la credinții în general, fiindcă au fost reportați sute și mii de diferite secte religioase care noi le considerăm. Din acest punct de vedere, situația este mai critică, aș zice eu. În continuare, vreau să-i ofer cuvântul domnului Alexandru ne provoacă aici. Nu vă provocați, dar spunea tu în față și știți. Noi dacă spunem că următoarea atestat bolșevic a fost realizată de evrei, consigur că evrei că să fie antisemit. Și avem toate problemele și bobile în cap, înțelegi? Și aici ce a fost în 1940? Nu toți evrei au venit să se întâmple din Armata Roșie. Dar au fost anumiți evrei mai strâns legați de ideologia comunistă, în marcoate agentură de la Moscova. De acolo, chiar aici, Ștefan cel Mare, colț cu strada armenească, acolo un grup de evrei. Dar nu numai evrei, și moldovenii din nostru Alexandru, tot au întâlnit Armata Roșie cu Flore, înțelegi? Și alte, bulgărașe și găgăușe de acolo. Și acum să nu uităm că România totuși s-a aliniat cu Germania, care era promovau politica antisemită și e sigur că 10.000 de evrei au trecut frutul în pace din 28 iunie în pace, pentru că ei se temeau de represiunile naziste și credeau ei că sovieticii o să îi ia sub ocrotire. N-au greșit foarte mult, pentru că când a început războiul în 41, rușii au reușit să evacueze 300.000 de basarabieni, să evacueze, între care o treime evrei era. Așa că ce nuanța, Alexandru, că dacă spui că ei toți au întâlnit armata sovietică, nu ai dreptate. Da, o parte dintre și da. Au întâlnit. 90%. E 90%. Nu mă arată. Aici trebuie totuși cum a fost realitate, nu? Cum, inclusiv eu. Stai să-i supune de viață, bă. Dacă nu știi. Bună ziua, vă zic și eu și colegii au început această discuție, această dezbatere. Ea, într-adevăr, este o temă actuală și în societate și astăzi se discută. Și eu cred că ziua de 28 iunie și în familia se discută. Că, iată, un post de radio îi spune într-un fel, alt post de radio în alt fel, un post de televiziune transmite un mesaj, alt mesaj. Și noi, puținii care ne-am adunat la biblioteca Bogdan Petricei cu Așteu, ca să comemorăm această zi, o zi de doliu, conform aprecierilor Academiei de Științe, din 2010, ziua de 28 iunie 1940, este zi de doliu pentru, prin decretul președintelui Ghimbu, a fost declarată zi de doliu. Faptul că acest decret a fost anulat de Curtea Constituțională, eu mă întreb, nu știu dacă are competență să anuleze un adevăr științific, nu a scăzut din valoarea acestui document care este bazat pe argumente științifice, pe o analiză, pe niște deducții. Că nume chipului că țările baltice au fost ocupate, cum spun astăzi, și toată Europa recunoaște lucrul acesta, și Basarabia, parte a României, a fost eliberată în 28 iunie 1940. Lucrurile ce se bat cap în cap. Dacă luăm în seamă aprecierile acestea politice, la noi, la Chișinău, sunt mai multe aprecieri politice pe această temă, pe ziua de 28 iunie, și discuțiile se duc ani de zile, noi participăm la adesele și ziariștii tot numai întreabă ce a fost eliberare sau ocupație. Având unii chiar și o comandă politică ca să provoace. Cu certitudine a fost un act de agresiune de partea Uniunii Sovietice asupra unui stat independent, asupra suveranității României, în urma căruia România a pierdut o parte din teritoriu. A pierdut și a început procesul acesta de destrămare a României Mari, formate în 1918, prin contribuția și a basarabienilor, prin actul din 27 martie 1918. Prea multă minciună s-a
făcut prea multă falsificare pe această temă. Eu cred că ar fi fost într-o societate normală ca să organizăm niște lecții ale adevărului și așa metodic zi de zi să combatem toate minciunile acestea care au fost aruncate peste noi, care au modelat niște generații, au modelat o societate întreagă. Faptul acesta că noi nu avem identitatea profilată, exprimată, liber și identitatea națională, am în vedere, este o consecință a dominației țariste și a celui sovietice din Basarabia. În acest sens, eu urmăresc tot, așa cât e posibil, că se publică și întotdeauna atrag atenție la ceea ce spun alții, nu românii, că zicem mai că ei sunt mărtenitori, s-au luat din patria lor, s-au smuls din familia lor, a fost. Și aici este adevărul că s-a lovit în naționalul nostru. Dar foarte interesante sunt mărturiile pe care le dau alte etnii, evrei, de exemplu, scriu și din una și de alta. Germanii au foarte mult scriu germanii despre evenimentele din 28 iunie 1940 din Basarabia, deoarece a venit anul 41 și ei au fost evacuați iarăși din patria lor, care aici. Domnul Petrenco a menționat aici memoriile Chesnovske. Eu am venit aici cu amintirile Ludmilei Vnorovske. Chesnovske, Vnorovske. Vedeți că sunt de altă etnie, nu sunt români. Polonezi de origine, care au avut o educație în cadrul României și au avut o conștiință națională clară. Ei n-au spus că sunt români, sunt polonezi și erau cetățeni ai statului român cu toată demnitatea și... Și mulți dintre dumneavoastră poate au cunoscut-o pe Ludmila Vnorovske. O profesoară care a activat la Chișină psihologie, da? Iată, vă vorbiți dumneavoastră, dacă doriți, ați cunoscut-o, eu cred, și alții. Eu n-am cunoscut-o, am ascultat în diferite emisiuni radio, la televiziune, personal n-am cunoscut. Și dânsa a publicat de mult un volum de amintirile unui basarabenci, povestea vieții mele. Și referitor la 1940, scrie următoarea, îți citesc un fragment și mai departe voi comenta. Referitor la primul an de viață în noile condiții, ea scrie următoarele. Am înțeles că intrasem într-o viață nouă, cu totul deosebită de cea obișnuită. De cea obișnuită. Una e obișnuită așa. Trebuia să percepem tot ce se ivea în jur. Trebuia să rezolvăm ecuații cu multe necunoscute. Cum să le găsim soluții? Chișinăul rămase o vreme fără stăpâni. Căci cea veche românească deja plecasă, cea nouă sovietică încă nu se instalase. S-au deschis ușile penitenciarului și toți deținuții au fost emigrați. Oare nu e periculos să ieși în oraș? Magazinele continuau să fie deschise și erau pline de marfă. La 28 iunie, Chișinău a fost invadat de tot felul de mașini, autocamioane pline de militari sovietici, soldați și ofițeri, comandanți, oameni ca oameni. Unele mașini se opreau pe stradă, plină de oameni curioși. Cei veniți coborau din mașină, întindeau mâna la orășele, începeau discuții lungi. Vorbeau, desigur, rusește și erau nespus de bucuroși, că la Chișinău lumea îi înțelege și toți vorbesc în limba rusă, căci în Polonia era altfel. Acolo nimeni nu voia să vorbească rusește. Li se puneau tot felul de întrebări, unele absurde. Dacă se va păstra familiile românești? Dacă vor fi naționalizate și femeile, ca tot avutul și folosit ca un bun comun, etc., etc. Unii chișinăuieni s-au pus în piept funde roșii și căutau să-și exprime bucuria că se va instala puterea sovietică mult așteptată. Cuvântul mult așteptat, între ghilimele.
Ne dezgusta această cățărnicie. Am fost revoltate când am văzut pe stradă un preot cunoscut în haine elaice și cu fundă de piept printre cei care salutau pe militarii sovietici. Unii fost de militari de stat și activiști de ieri s-au transformat peste noapte în comuniști și cuvântau la toate mitingurile, bătându-se cu pumnul în piept. Majoritatea oamenilorești, mai ales puțini intelectuali rămași, erau însă reținuți și contrariați. În continuare, scrie că din magazinele orașului, cât ai cumplit cu ochii, au dispărut orice marcă. Se dădea un lucru cu 40 de lei. Pe turnul primăriei orașului fâlfâia steagul roșu și aceasta ne pronuncea o strângere de inimă. Peste o vreme, la 3 iulie, la Chișinău a avut loc o paradă militară, tancuri, tunuri și avioane, rutind deasupra orașului câte 3 și câte 4 avioane. Era o demonstrație împunătoare a forței. Pavajul din strada Alexandru cel Bun era distrus de tancurile sovietice. Involuntar am comparat această paradă cu cea din 10 mai, care avusese în ajun la București, ziua națională, 10 mai, ziua României. Când s-a demonstrat atâta lux, strălucire și bucurie. Basarabienilor, care făceau slujba militară în România, le s-a permis, dacă doresc, să întoarcă la părinți. Asta ce scrie de ordin general, cum a fost ziua de 28 iunie 1940. În continuare, povestește propria biografie, cum în familie, cum tatăl, cum altfel. Și aici are un moment, populația de la orașe, atrag atenție, de la orașe, ea era și nou, a primit documente de identitate, pașapoarte. Pentru că tata vorbea rusește, el a primit documente pentru toți membrii familiei, fiind socotiți de naționalitate rusă. Iată, în continuare, aș vrea să atrag atenție descrierea unei învățătoare, era învățătoare de matematică, făcută primul an, absolvit în 39 Universitatea Iași, și primul an de învățământ aici, în oraș. O tânără care a văzut această 20 de ani, poți să pui impresiile pe hârtie peste an. În continuare, descrie că au fost în anul ăsta, 40, în vară, autoritățile, în afară de naționalizarea pământului, naționalizarea băncilor, pregoarea oamenilor politici, de care a vorbit colegul Petreanu și domnul Moraru, au început, iarăși, în 28 iunie, pregătirea pentru 9 ani de învățământ 1940-1941. Spune că au fost formate 40-41, anul de învățământ, în septembrie, care urma să se înceapă. Au fost formate comitetele raionale, executive și, respectiv, departamentele acestea de educație, de învățământ. Din puțini învățători care au rămas aici, majoritatea, s-au refugiat, au fost convocați la secțiile raionale de învățământ, unde s-a început pregătirea lor pentru 9 ani de învățământ care urma a începe. Pregătirea, nu s-a făcut o pregătire metodică, lucru cer de înțeles, că în vara anului 40 s-a format Republica Sovietică Socialistă Moldovenească la Moscova, la 2 august și profesorul li se explica ce înseamnă Republica Moldovenească, ce înseamnă Constituții Sovietice, ce înseamnă drepturi sovietice și așa, adică propagandă. După această pregătire am găsit și mențiune de aceste că aveau grijă și de localuri școlare ca să fie pregătite pentru începerea anului școlar. Anul de învățământ a fost repetat în 40-41. Toți elevii din clasele 1-2 au repetat anul de învățământ. Faptul acesta dovedește, iarăși vorbește despre aceea că se punea miza pe pregătirea ideologică, pe învățarea alfabetului, că în
41 a fost introdus și alfabetul rus, străin, chirilic. Și aceasta li se spunea despre patria sovietică, care o au din vara lui 40 și toate acestea în învățământ. Cadrele lipsit totală de cadre, deoarece majoritatea învățătorilor, profesori din Basarabia sau refugiat, au fost angajați cei care spun că aveau 3 clase, 4 clase pentru învățământ. În corpul didactic au fost aduse și persoane străine, infiltrate aproape în fiecare colectiv. Așa am observat din diferite amintiri că o învățătoare tânără care avea alte misiuni, ba o familie întreagă, soț, soție, ca să dirigeze procesul de învățământ din școlile sătești. Aici, ce vorbează de voastre, foarte mulți evrei au fost încadrați în învățământ. Iar și evrei, fiind o pătură mai cultivată, au acceptat această funcție de iluminare a Basarabiei. Și trebuie de spus, iarăși din mărturii, că unii evrei au făcut în învățământ o politică sovietică, alții au păstrat, într-o măsură cât a fost posibil, filonul acesta de educație națională, pe care îl strecura cât de cât în rândul elevilor. Iată diferite atitudini de aceeași etnie de care am vorbit aici. Și de aici se începe, că formarea noii identități a basarabienilor prin învățământ, prin limbă, prin scriere, prin propagandă. Ba mai mult, chiar primul an s-a început și acea campanie de lichidare a analfabetismului. Lichidarea analfabetismului, pe care sovieticii atât de mult au elogiat-o, că au găsit un ținut aproape analfabet din partea României, dar trebuie să spunem că în anul 1940, nivelul de cărturărie, așa, de instruire în Basarabia, la nivel de 38, 40, 50, 60%, mai mult nu era. Asta era nivelul, dar nu era analfabet. Analfabet, Basarabia nu a moștenit-o de la țarism. Atunci când în rândurile noastre, în rândurile populației române din Basarabia, gradul de instruire era la nivel de 5-6% în rândul de românilor. Bărbați 10% și femei 1,7-2%. Media între noi era de 5-6% de alfabetism după moștenirea țaristă. Dar alfabetismul acesta țarist se reducea la a putea scrie și a socoti în limba rusă. Asta se numea alfabetism. Un lucru care, pentru epoca modernă, este un anacronism. Dacă în celelalte state, dacă în România se studia, se învăța atunci bazele științei, aceasta este mediul școlii, ca elevilor se cultive bazele științei, chimie, fizică, matematică, biologie, limbă, literatură, se formează conștiință națională, se formează calități cetățenești. Învățământul țarist avea un singur scop. Să învețe a vorbi, a gândi și a acționa rusesc. A-i forma ca ruși. Și iată, această moștenire țaristă a fost continuată de sovietici în anul 1940-41 și reluată după 1944. Trecând noi prin acest experiment, de lungă durată, de vreo 5 decenii de viață sovietică, unde formarea identității a fost accentul principal în școală. Prea puțini profesori și-au făcut datoria în sensul de formare
a identității naționale, deoarece acest scop nu era formulat nici într-un document. Nici astăzi noi, în documentele de politice, de educație, nu avem formarea identității naționale. Orice stat are lucrul acesta, îl are încă din secolul al XIX-lea, când se formează statele naționale. Noi am fost cu formarea omului nou, formarea personalității multilateral dezvoltate și toate celelalte, dar formarea de identitate națională, în sensul frumos, de plin, intelectual al cuvântului, nu am avut-o niciodată. De aceea noi suntem astăzi în situația aceasta de criză identitară, cu rădăcini foarte adânci, cu rădăcini, eu rădăcinile acestea de criză identitară le găsesc încă din perioada Evului Mediu, când exista statul moldovenesc integru, până la 1812, atunci când Basarabia era o periferie a lumii românești. Și în Basarabia erau niște condiții care au asigurat așa o educație periferică. Și n-am avut educația de genul acela care s-a făcut la Cernu, s-a făcut la Suceava, la Putna, s-a făcut la Iași. Mai târziu, asupra acestui spațiu, vine stăpânirea țaristă și ne formează ca ruși cu școală rusească în sat moldovenesc. Iar perioada aceasta sovietică a desfășurat acest proces de formare a noastră ca o altă identitate diferită de cea românească. Este un lucru unic în Europa, îmi pare mie, așa experimente alte popoare nu au trecut, ca să treacă de la propria identitate la o identitate falsă și să o perpetueze. Noi avem un bun segment de populație care spune că sunt moldoveni. Aceasta vorbește despre gradul de pregătire intelectuală al nostru și neprietenii noștri, dar să ne zicem direct, dușmanii noștri foarte mult pedalează pe această pregătire insuficientă intelectuală a noastră și ne exploatează în diferite condiții. Iată cum este și evenimentul de azi, cum este și campania electorală actuală. Și încheie aici, prin aceea, să afirm că în rezultatul stăpânirii țaristie și a celei sovietice care începe în 28 iunie 1940, spațiul acesta basarabean, atenție, o concluzie care este cel mai necărturat din Europa. Și el are niște rădăcini și are niște explicații pe care noi trebuie să le înțelegem. Când spun lucrul acesta, doar faptul, un prim argument este acela, doar faptul că noi nu ne identificăm colectiv identitar românește, este gradul nostru de pregătire intelectuală. Ne mai vorbim despre numărul de cărți citite, numărul de reviste, spectacole, concerte, alte activități științifice, numărul de oameni de știință la 100.000 de populații și toate celelalte, noi suntem pe o treaptă mult inferioară Europei. Avem oameni de știință, avem oameni de cultură în Republica Moldova, dar la nivel de comunitate nu avem identitatea națională formată. Și ea este o consecință a evenimentelor de care vorbim astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu toate care se liberează sau alte studii.
erau falsificate documente și legate inclusiv de lichidarea analfabetismului. Erau persoane care aveau 4, 5, 6 clase românești și era scris că era analfabet. Și era pus ca să listele analfabeților ca să meargă școala respectivă specială pentru lichidarea analfabetismului. Și acum, surpriza grupului istoricilor, despre semnificația zilei de 28 iunie 1940, ne va vorbi colonel în retragere, publicist, autor la câteva volume de carte importante, domnul Alexandru Lunganiembo, care vine cu documente care fac lumină în operațiile nu numai militare, dar și informaționale, psihologice, care au avut loc în ajuns în perioada zilei de 28 iunie 1940. Ziua de 28 iunie este o zi crucială în istoria poporului român. Trebuie să constatăm, cum a spus domnul profesor Petrenco și domnul profesor Negrei, că aceasta este o zi care este prelungirea politicii imperialiste a Rusiei. A Rusiei țaristii, a Rusiei sovietice, care ca și fiecare iubeu și-și construia politica, geopolitica lui. Și iată, dovezile le avem în sensul că, începând cu anul 1918, Rusia a avut un scop bine definit de a acapăra teritoriile limitrofe. Și una din aceste teritorii era Basarabia. Pentru aceasta, vreau să zic, în serviciile secrete sovietice, care au fost CK, Zerzhinski, OGPU, NKVD, Lubiere și așa departe, s-au format anumite grupuri, anumite departamente sau celule de criză pentru a acapara acest teritoriu. Pribaltica era socotită, vreau să zic, deservită de departamentul 5, departamentul 5, direcția 2. Polonia era, vreau zic, în vizorul tot departamentului sau direcției generale 5 și departamentul 3. Iar România era socotită, vreau zic, tot în asta și era pusă în vizorul departamentului 4. Iată acest departament 4, care era cel care grupa toate informațiile parvenite și operațiunile care vor fi săvârșite în mod ilegal sau prin spionaj, spionajul cel care era, cum se zice, arta ofițerilor de informații și contrainformații. În 1924, când s-a format Republica Autonomă Moldovenească, vreau că s-a format și serviciile de securitate a Uniunii Sovietice. De la început ei, vreau că o poziție așa mai mult sau puțin neutrală, dar pe urmă, vreau că conform direcțiilor, directivele de la Moscova, și de la Kiev, au început să se infiltreze așa numiți ilegali. Acești ilegali erau pregătiți în școala de informații de la Moscova, sub Moscova, Balașca. Unii erau pregătiți foarte intensiv, li se făceau lecții vrească, de limbă, de geografie, de cunoașterea radiorecepției și emiterii de radio așa în parte. Și așa numitele, vreau zic, scrisoarele cifrate. Acolo, un oricare Bochi, care era șeful ăsta, a concentrat, vreau zic, o grupă de români,
și basarabieni, care au început să studieze aceștia. Și între ei se aflau răzcă foștii ofițeri fugari de aici, foștii comuniști sau comuniști, și care se aflau răzcă, o mare parte, nu vreau să-i vinuiesc, alojeni, erau de alte alojeni, dar erau și români. Erau și români care au trecut în serviciu sovietici. Dintre ei se aflau răzcă niște ofițeri care au trecut școala securității și s-au pregătit și au fost infiltrați sau au fost aduși pe anumite căi în România. Astea sunt răzcă. Bondarienul Bătilei, Luca, Foreș și mulți alții, pentru care și comuniști, cei care făceau la Comintern. Înainte de 28 iulie, în ajun, după încheierea tratatului răzcă între Germania și Uniunea Sovietică, a fost primit o directivă 00248 a lui Lavret Beria, în care ordin, în care se prevedea răzcă infiltrarea pe trei căi a ilegalilor, răzcă, acolo era specificat că răzcă sunt infiltrați și vor infiltra 200 de ilegali care erau pus în serviciu de captare a informației militare, economice, politice, pentru a afla care este situația în Basarabia, în România, în economia României, în asta, armată și mai departe. Și înainte de asta, vreau să zic că au fost pregătiți ofițeri de cercetare. Numărul lor s-a ridicat undeva la câteva sute. În ajunul zilei de 28 iunie, în Basarabia, se aflau 1500 de cercetași care aparțineau de NKVD, de GRU armatei și de linia organizației Comintenului INO. În astrană e de spioni erau cercetași. Adică spioni. Militarii erau cercetași. Militarii erau cercetași. Dar ăștia erau spioni, sădea, care își făceau datorie. Și iată, datorită lor, ei au fost infiltrați aici ca să afle toate, pe trei căi. Prima care a fost Odessa pe mare, a doua pe ministru și a treia calea poloneză. Când Polonia a fost cucerită de nemți și de ruși, de sovietici sub acoperire, că sunt polonieri sau militari, s-au infiltrat în Basarabia și România. Iată, oamenii ăștia și-au făcut datoria și au aflat că locurile dislocării militarilor, viitoarelor aerodromuri armate sovietice și posibil de răzgăvadă de trecerea ministrului și chiar acolo. Și asta a servit armatei roșii, armatei sovietice, foarte bune informații pentru a ocupa Basarabia. Nu știu de ce se spune că eu o să pot ocupare anexarea în 1912, tot e ocupare. Fiindcă de obicei, când ocupanții vin, rămân. E operație militară de ocupare și pe urmă anexare ca atare. Cea mai puternică și influentă acțiune a fost aceea, vreau de a aduce panică aici în Basarabia, de a propaga, zic așa numită, libertate sovietică, că oamenii vor fi liberi și mai departe, și de a în populație introduce, vreau zic, anumite teme și frica asta, teroarea și frica, vreau zic, morală. Aceste documente sunt în arhiva lui Mitrohin, de Vasile Mitrohin și Cristofor Andreu, care a scris-o Mitrohin, a fost ofițer la PGU, pe pierdere doamne Ucraline. El a scos, undeva, 60 kg de documente. Sunt două cărți. Nu, asta e în român, în volum. În volum. În rus sunt două. Păi rus sunt totdeauna mai multe, și normal.
Dar în română aici vreau un singur volum, în engleză e tot un singur volum, ăsta e voluminos. Dar în orice caz, Mitrohin și-a făcut mare, asta a fost un fapt eroic. Aici sunt menționate, vreau că ordine de ilegal primiși, ordinele astea a celor care spionau în folosul încălcădăului și a Rusiei. Și mai este un curioasă o publicație a lui Toacepa, Cartea Neagră a Securității, în care el ne confirmă, prin documentele și memoriile lui, că cei care au fost infiltrați înainte de 28 iunie în România și-au făcut datoria și-au devenit unii generali, alții au devenit călăi poporul român, asta se are vedere de Corsti, Pantiușa Bondarenco, Moldovanu, Grimberg, încă cine acolo, o mulțime de ofițeri și generali. Drept că ei, vreau toți, în mare majoritate, numai mi se pare că Pantelei, Bondarenco, Pantiușa, alias Pantiușa generalul, a murit de moarte bună. Ceilalți ori au fost arestați de regimul Ceaușescu, ori pur și simplu au fost otrăviți și mai departe. Un caz foarte frumos s-a întâmplat atunci când Ino propunea ca aici să fie vrăzcăduș și asta să fie aduși vrăzcă cei mai mulți din echipa lui Ana Pauker. Vestita Ana Pauker, care a fost și ministru de externe, dar n-au căzut de acord și aici s-au introdus cei care au fost mai mult din Odessa, condusă de generalul Saharovski. Alexandru Saharovski e ales de basarbenii ăștia care erau infiltrați aici, nici care și din Bendera erau parte, niște unde de al starei Borisului. Și iată, ei și-au făcut de pe. Reieșind din ceea ce spun, au spus colegii noștri, mai departe, noi putem să constatăm că asta a fost, operațiunea aceasta a fost o manieră de un război de hibrid. Un element al războiului de hibrid. Sigur că asta arată că este fața adevărată a noastră. Vrem noi sau nu vrem. Astea fiind spuse, vă doresc mulțumesc. Aici sunt prezenți, frate, domnul Țopa, care eu am scris parada cea vestită de la 3 iulie, în care au participat și sesoristii. Ei erau aici, frate, am început de la Ștefan, încolo, postați, frate, sesoriști încolo și întovediști. Jucov și Timoșenko și alții, și cu curiozitate. În prezidium stătea Jucov, Timoșenko, Hrușciov, Mehnes și tatăl lui Timoșenko. Iar publicațiile rusești spunea că tatăl, fratele, da, în care toți spuneau că narcom Timoșenko, găvărind la inostatul de zi, s-o spune bravo. În român spune zice, o curiozitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc profesorului Romeo. Acestea fiind spuse, vreau mai întâi să vă mulțumesc de toată inima că ați avut răbdare și ne-ați ascultat. Sper că ați găsit informații importante, interesante pentru dumneavoastră, cu atât mai mult că sunt acoperite de profesori universitari, deci oameni care au studiat subiectul respectiv și vă mai așteptăm la celelalte ședințe a grupului istoricilor. Știți? Sunt date, suntem pe finalul, eu aș putea să citesc ceva la tema asta, lucrările mele legate de această zi. Încercați, dacă sunteți așa, vă rog, să vă rog. Vă rog, vă rog, vă rog. Aș vrea să vă citesc un raport.
de mine, scrisoare colegului Nicolae. Nu am venit cu cărțile mele și o să citesc pe telefon. Eu nu te-am întâlnit niciodată cu mine. Nu te-am văzut decât cu ochii sufletului meu. Te-am căutat prin poze, scrisori și alte lucruri. Da, răspunesc trecutul cu mine. Așa-s eu. Te caut în oglindă de vreme dimineața. Mă întreb, de-o fi să-ți semăn, oare te-ai bucurat? Ascunde ochii mama și s-a trecut bunica. Ea nu spunea la nimeni, dar știu, te aștepta. Erai atunci prin 49, când cineva riscându-și viața ți-a vorbit. A început urgia iug și din călării, să fuge în codul destea sfătuit. Și zisea ta mamă, punând în trai stăpâne, suntem bătrâni dumintre, prieteni cu întoiar, cum să plecăm în lume și casa cui rămâne, rău n-am făcut la nimeni, n-avem dușmani în sat. Și apoi trecut am foame, război și alte grele, nu poate fi băiete ce spui adevărat, pe timp de pace acum să fim loviți de rele, când de năpaste parcă abia mai scăpat. Ți-ai strâns de lucruri, ai luat icoana și pe bunica, pe atunci tânără, frumoasă, și ai plecat cu o traistă și o pâine. Era ca man sorocul, ca mama să se nască. Gemea în miez de noapte, un sat în depărtare. Sfâșietoare glasuri spre cer se ridicau, blesteme, rugăciune și strigăte de groază, în tremurile morții, în noapte se pierdeau. Și tu plângeai unele când auzeai rafale. Nici mama, tata, sora, nici unul n-au crezut. Când le spuneai să fugă și îndemnai cu tine, râdeau până la lacrimi zicând că ai băut. Era un om de seamă, primar de vremuri aspre, când țara asta mică abia de respira. Venit-o după tine cu câini și baionete, ca să-ți dărâme pragul și casa să-ți o ia. Avea o vină mare, un tânăr cap presat, cu vie, cu livadă, în grajduri dobitoace, un gospodar de talpă și cel mai grav cu lac, iar pușma pe ureche purtai cum nu le place. Și ți-au luat și drumul, și ți-au furat pământul, și boi, și gai, și păsări, pe toate le-au mânat. Ți-au pângărit ograda, au smuls până și poarta, și toalele din casă pe toate le-au luat. Din rădăcini, tot neamul l-au spulberat cu gloanțe, au încărcat vagoane, au strâns iubiri și vieți, desculți, precum martirii, i-au secerat pe unii și au fost scaldate în sânge acele dimineți. Pe drumul privegiei, ascuns în grâne înalte, un suflet de femeie în chinuri mari năștea. Îți mulțumesc, bunele, că i-ai purtat de grijă, căci prunca aceea mică a tu e mama mea. Cu un copil în brațe s-a întors în sat bunica, în fața ei sătenică ciurile își scoteau. Era un pic schimbată, dar tot coala dăruța și pe la ei prin case furișcu ascundeau. Tu ai rămas cu ele, să voi nărești până plaștii. Erau puțin ca tine din cei care îndrăzneau să se împotrivească regimului și speriei și rezistență mare cu sânge o puneau. Pe frig, pe vânt, pe ploaie, te adăpostea pădurea, te strecurai ca umbra prin miriști și poteci, priveai din depărtare la cuibul tău căsuța în care adormire luminile pe veci. Apoi veni nevasta cu numele de stele și transformă în voce de boile sate. Prin anii 51 se dărâma cultura, plângea inteligența și se ducea la moarte. Atunci te-au prins bunele și te-au legat cu funii și te-au bătut cu arma, cu cizma te-au călcat. Tu n-ai vrut să pleci capul. Sentința a fost una, turma, apasea, seră, direcția, ulan. Și sângera apusul pe culmile bătrâne, vagoane pentru vite spre răsărit plecau. Înghesuiți la gratii, plângeau cu cer copiii și în ochii lor de îngeri povește mureau. Te-ai dus în zarea albă, în care unți de lume,
acolo unde timpul de frig a înghețat, unde se vânge roca și se dezbat cărbunii, acolo un iad al urmitului suflarețele sale. Poate nu ți-a dat apă și poate în Siberii ai îndurat și foame, ai degerat de frig. Dacă ai plâns vreodată de dor sau de durere, să știi, nu e rușine dacă bărbații plâng. O singură scrisoare a strâns la piept bunica, apoi, citind pe scaun încet s-a așezat, a plâns apoi în taină, dar te-a bocit tot satul, năframă neagră bună, o viață a purtat. S-au mai întors la vatră din cei plecați odată, cu cicatrici în suflet, cărunți și gârboviți, au sărutat pământul când au ajuns acasă și au spălat cu lacrimi morminte de părinți. Eu îmi compun scenarii și mă gândesc ca în filme că poate și de acolo a evadat cumva. Erau sunt la mare, din lumea cea de doliu, prin sârmele ghimpate, nici umbra nu trecea. Ți-am scris bunele multe cu ploaie printre rânduri, să nu ai teamă, astăzi suntem bine. În țară parcă e liniște, dar nu e. Am doi copii și ne-am luat un câine. Nu mai avem pământ ca altădată și casa nu e a noastră, dar totuși s-a păstrat. Am auzit că vor din ea pe muzeu să facă, dar tot n-au bani și parcă au uitat. Dar eu nu uit, răvașe îți voi scrie, chiar dacă a rămas dosar anonimat. Cu lumânări de ceară, aprinse prin biserici, trimit scrisori la cerul, suflet de bărbat. Eu nu te-am întâlnit niciodată, bunică. Nu te-am văzut decât cu ochii sufletului meu, dar sângele tărmântul îngâlcâie prin veri. Mi-e doar greu de tine, pe veci, e rogul meu. Deci se referă la toți acei care au fost deportați. Vă mulțumesc! Cea mai devreme listă, au făcut-o în septembrie 1940, nomenclatura regională de Stășeni, de partid și sovietică, vreo 20 plus minus de persoane în ea, dintre care toată lumea aceea era din Ucraina și Rusia, și doar doi moldoveni care erau de peste listă. Astea erau cadrele pe care ne le-au adus ei să ne conducă din primele zile. Și o informație, am vrut să fac comunicarea, dar o facem altă dată, că nu de mult am descoperit, am dat în arhivele sovietice de război, de jurnalul de luptă al regimentului 108 sovietic, care a intrat aici odată cu 28 iunie 1940. Jurnal de luptă din iunie 1940. Și iată acolo sunt date în fiecare zi ce s-au ocupat ei, când le-au mânat cartușele, deci au pregătit de război. La 10 iunie 1940, Armata Roșie și-a înarmat diviziile sale care erau dincolo de Nistru, și acest regiment era la Kamenets-Podolsk, a făcut drum cu trenul până la Tiraspol și la 29 noaptea dimineața a trecut Nistru și a făcut ravagele care le știm, consecințele până astăzi. Dar mai detaliat, altă dată. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumesc! Am scriitor spre tine, sunt avocat și reprezint satul Abacheia. Din satul Abacheia vreau să vă povestesc două istorare care vin din această roată. Prima istorare este a Bugelului meu, care a fost ultimul comandant al cetății din Vina. Deci, atunci
atunci când efectiv o cetății Tighina a luat, a primit comanda să retragă, pastrativii au rămas în cetate, iar primul meu, fiind care Tonia, a primit comanda cetății cu indicație ca când vor veni rușii să pregătim așa rușilor, iar până atunci, până vor veni rușii, să o păzească de devastările care puteau fi din partea localnice. Deci, Tonia povestește că în după amiază zilei, rușii au început să tragă bărcile Nistru și au început să tragă din arme în cetate. Deci el atunci a înțeles că nu este vorba de pretare pașnică a cetății, a aliniat efectivul de soldați care erau suprotni și a dat un pledat în toți acasă și a zis că asta nu e transmitere pașnică, asta e război curat. Deci a închis cetatea și a plecat. A ajuns în sat a doua zi dimineață, deci deja aflasă că doi comintărniști veniți în sat și de șeful de post din sat au mușcat pe rămâna la șeful de cum se zice, postul de jandarmi. Deci asta este prima istorială care ne spune că într-adevăr a fost război, nu a fost o transmitere pașnică. Și a doua istorială este a unui capitan de țarist din satul de la mine, la care au venit iarăși acești ruși să-i ia. Deci dumnealui a zis că bine ați venit, dar să voi să mă îmbrac. Îmi convineau de obicei. Am îmbrăcat uniforma de paradă a de ofițer de capitan armate țaristă și a pus sabia la șurt și a zis eu sunt capitan armate țaristă, nu sunt retrogradat. De aceea, acela era un loc de trece în subordinea mea până la postul unde trebuie să mă duci. Și a zis așa, am intrat întâi în beci, i-am împăcat de beci chiar pe ultimul, a intrat, deci acolo m-am dat o discuție cu ei, la care eu când au zis, băi, deja vă porți sabia asta, că acum nu mai spun nimic, că uite, luam în revolvere, la care acest capitan să zic, băi, când scos tu din tot revolverul, până tragi siguranță, până mă taci, eu două lucruri la stângă. De dreapta mă trag, mă tai la tot să fac parte. La care acest opătent să sperea și a luat la tot. Și asta zice, băi, nu, noi românii nu suntem protectori. Noi suntem oameni pașnici. La care eu poate am zis, dar nu suntem protectori, vasalele din diacore a mamei Rusiei. La care capitanul spune, zic, tu fiind ofițer, atunci când ai o linie de apărare, cursul unui râu, unde să-ți pui cuiburile din Italia? Rusul spune, la România, o să fie mai ușor să fac o tață, să fie sigur comunist și am fac. La care capitanul spune, băi, așa este. Și copiturile noștri au făcut cetățile din malul românesc. Aveți Cotinul, aveți Europa, este Tina, aveți cetatea alta. Că dacă era pământ rusesc, apoi cetățile erau să fie pe malul Bulgului. La care locotenții au zis că nu știu dacă sunt cetăți sau nu, dar tovarășii Stane, dacă au luat Basara, de asta nu te-au știut. Și iată așa, deci acest capitan Dumitru Lupașcu, fiind în uniforma de ofițer armat de țariste, în capul acestui pluton de execuție, a mers până la centru AEMAL, acolo a fost pus în vitea și acolo și a fost omorât. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule!